Claro. Ei, Vasile, ultimul loc pentru marea finală de 20.000 de euro. Nota 10. Niște copii de nota 10 și să citez un clasic în viață, domnul Dan Negru, care spunea că Next Star-ul face istorie. Construim amintiri cu ei. Construim amintiri. Și de la ediție la ediție, de la... Văd că s-a transformat dintr-un concurs național într-un concurs internațional. Așa un e. Fenomen așa internațional, e. Sperăm și suntem siguri de asta, pentru că deocamdată este european, dar... Trecem oceanul. Tu ne păcărești cu geografia, Vasile, ca să întinzi emoțiile noastre. Am avut și din India, de ce? Nu mint. E adevărat. Trebuie să-ți dau distanțele. Deci de aici până în India. Dă-ne câștigătorul, Vasile, dă-ne câștigătorul. Domnul Dan, astă seara am avut de-a face cu niște copii super, super talentați, super, super nextari. Începând cu Carina, cu Giulia, cu Eduard, Viviana, fabuloși, Eliza la teatru, un gen de teatru special, Eliza, vei ajunge o actriță mare, Maya și Alex, Maya super, și Madalina, Alex, super, toată super, familia super. De artiști, super, super. Și avem un singur câștigător, a stat împreună. Ediția 10-a, o seară de nota 10, un câștigător de nota 10. Vasile, la posturile de știri se pot arăta toți hoții din țara asta, se poate fura oricât. Asta nu se poate fura. Niciodată. Talentul lor e aici. Da, da. Asta e România. Asta nu se devalorizează, nu se fură. Asta. Cel mai puternic strălucește. Pe Brava. Care nu-l șutește nimeni. Deci am bucuria și onoarea și mulțumirea către Dumnezeu că astă seară mergem mai departe dintre cei mai talentați din Bun seara Dumnezeule. Asta. Dumnezeule! Toți sunt talentați. Așa e. Dar asta ce ochi mare au, ce ochi mare au, Vasile, ce emoții e în inima lor acum. Bum, și noi. Bum, bum. Deci astă seară pleacă în finală. Marile finale, săptămânile care urmează. Popularitate și marea finală. O, Doamne! Deci pleacă în marea finală. O, Doamne! Eduard! Finală, bărbate! Edi e câștigătorul! Edi merge în finală! Bravo, bărbate! Seară frumoasă! Marile finale Next Star vă așteaptă! Ce ai simțit în momentul în care ți-ai auzit numele? Un sentiment de bucurie foarte mare, pentru că eu chiar nu așteptam să știu. Crezi că faptul că a fost tati aici ți-a portat noroc? Da, eu cred că tati mi-a portat noroc. Nu ne așteptam, este minunat. Munca este a lui. Muncește foarte mult și s-au văzut rezultatele în seara asta. Mulțumim din tot sufletul. Sunt foarte emoționat.